Oh, salutare dragilor, este sâmbătă, așa că să înceapă VJ Grădi Show. Săptămâna aceasta ne întâlnim cu unul dintre artiștii pe care cu siguranță îi îndrăgiți foarte mult. Încă de la vârsta de 15 ani, când a cântat prima oară, de fapt a scris primul lui vers, inspirat fiind atunci de trupe precum Paraziții, B.U.G. Mafia, Racla, ca mai apoi la 17 ani băiatul să intre pe scenă și totodată să-și primească și numele de scenă. El Nino, dragilor, invitatul de astăzi de la VJ Grădi Show, pregătește un mega monstru album cu o super mega ultra lansare. Dar mai mult aflăm de la El Nino. Pa! Ia spune, ce ne pregătești tu așa? Hai să vorbim despre materialul ăsta acum care urmează lansat. Da, pe 27 noiembrie, am mai zis-o și mă repet, urmează să lansez un album cu Samurai la Silver Church, se numește Familia. Cred că încă nu suntem siguri, dar cred că o să aibă 14 piese. Încă ne mai gândim la una, două dintre ele. Am dat drumul până acum la 3 piese pe canalul meu de YouTube și urmează să facem și un clip. Spune-mi cum a început colaborarea, cum de v-ați gândit să faceți un material? Dacă pe material există și alte colaborări? Ne-am cunoscut, cred că ne cunoaștem de vreo 6-7 ani, ceva de genul. Între timp am devenit și prieteni buni și am zis că dacă tot s-a legat o prietenie, să se lege și un material. Către ce zonă se îndreaptă? Știi, majoritatea... Întrebarea asta. Nu e, nu avem o zonă. Adică nu ne bazăm pe un anumit public. Facem fix muzica pe care simțim că trebuie să o facem. Ce ne place și cred că asta e principalul motiv pentru care probabil ne și iese cum trebuie. Ce te inspiră pe tine? Păi asta e, de asta n-aș ști să-ți răspund în 3-4 cuvinte, probabil că, sau 3-4 propoziții. Cred că durează răspunsul ăsta prea mult. În general, e vorba despre, adică noi scriem fix ce trăim. Fii atent, în rubrica emisiunii, artistul intervievat trebuie să ne facă o recomandare muzicală, dat fiind faptul că el ascultă muzică zi de zi, face și muzică, produce și așa, cu siguranță ai o bibliotecă așa de melodii destul de vastă. Recomandă-mi o piesă, nu știu, piesa ta preferată sau piesa pe care ai ascultat-o acum de dimineață când te-ai trezit. Yellow Wolf, Love Story. But above all the guts, glory is more than just blood for me. My heart is half open for the ones who never gave a fuck for me. My love story. Ei bine, dragilor, el a fost El Nino. Dacă ați ratat cumva joi și n-ați apucat să ajungeți la concert, nu vă faceți griji, pentru că cât de curând VJ Grădi vă face un material special de la concert, unde veți putea vedea ce a fost, ce n-a fost, cum a fost, cum va fi sau cum ar fi putut să fie. Eu sunt VJ Grădi, vă pup și nu uitați, ascultați muzică, e mai bună decât toate. Pa!